Pentru că sunt finalizate deja lucrările de recoltare a fructelor de pe pom și arbuști fructiferi, iar temperaturile sunt rezonabile, specialiștii informează că în acest interval de timp se pot face tratamente de toamnă cu produse pe bază de cupru la pomii fructiferi. Sunt recomandate concentrații ridicate. Pentru că acest tratament va fi primul tratament din repaus vegetativ, care stă la baza sănătății pomilor pentru anul viitor. Căldura și precipitațiile au dus la creșterea excesivă a numărului de dăunători în pomicultură. Dacă facem tratamentele cu concentrații foarte ridicate, cu produse pe bază de cupru, vom elimina și vom stopa sau vom chiar reduce rezerva biologică a acestor agenți fitopatogeni care au fost prezenți anul acesta în coronamentul pomilor. Datorită condițiilor climatice ale anului în curs, putem spune că prima fază a vegetației, prima perioadă a vegetației s-a desfășurat sub un regim termic destul de ridicat. Tratamentele de toamnă vor duce automat la scăderea dăunătorilor în primăvara viitoare. Specialiștii recomandă utilizarea unor produse omologate și de asemenea a dozelor impuse.